Doamnelor, domnilor, bun găsit, începe Time Alert, pentru că deja avem parte de vreme frumoasă de pe acum. O să vreau să discutăm despre o problemă cu care ne confruntăm mai toți în această perioadă și am spus-o de fiecare dată când am tratat acest subiect, respectiv faptul că am trecut o perioadă de iarnă, au fost sărbătorile, au și trecut, a venit și luna ianuarie, am scăpat și de zăpadă și acum încercăm să revenim cu picioarele pe pământ la modul că trebuie să facem ceva cu modul în care arătăm. Bineînțeles, poate că mulți dintre noi ne-am îndreptat și către o cură de detoxifiere pentru a putea să pregătim organismul pentru această perioadă frumoasă. O să avem în curând parte și de mai multe verdețuri ce vor apărea pe pământul nostru neau și important este că trebuie să învățăm cum anume facem să arătăm bine și în general. Să avem un corp foarte bine format. Avem nevoie, bineînțeles, de sfatul specialiștilor pentru acest lucru, în sensul în care dacă n-am găsit încă formula corectă, o putem face prin discuția cu specialiștii. Bineînțeles că invitatul meu de astăzi a mai ajuns aici la noi, la Ploiești TV, la Time Alert, Florin Oprea, antrenor de fitness. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Salut, mersi că m-ai invitat, bine te-am găsit. Știi că noi avem o mare problemă când începe sezonul cald, respectiv acela că trebuie să înțelegem cum și ce facem să arătăm bine. Bun. O să facem o simulare, să-i spunem așa, la modul că am trecut o perioadă în care am mai scăpat, mai pe la o salată, mai pe la o un cozon acel ceva. La o salată. Da? Salată mai puțin, salată de băf, că salata pă, așa nu prea ne place. Bun, și acum trebuie să știm ce facem. Mulți dintre noi fie ne înfometăm, pentru că, na, spunem, dom'le, dacă până acum mâncam foarte mult, acum este cazul să nu o mai facem și ne apucăm să ne înfometăm, cel mai probabil, sau, într-o altă ordine de idei, luăm varianta aceea că intrăm pe internet și aflăm care sunt dietele minune sau le luăm, da, de la alții. Corect, da. Partea cu înfometatul e cea mai proastă, nu funcționează niciodată. Deci, întotdeauna, asta e partea clasică în care omul se duce doar la extreme. Ori mănâncă foarte mult, bineînțeles, de sărbători sau cu orice altă ocazie, că omul întotdeauna are ocazie să mănânce foarte mult și foarte prost. Și cealaltă extremă e, nu mai mănânci deloc și o să ai rezultate. Nu merge așa, pentru că dacă mănânci mult și dintr-o dată deloc, e automat un șoc mare pentru organism. În primul rând, nu se va acomoda ușor cu chestia asta. Deci, practic, ca și sănătate, faci un haos total în corpul tău. Și mai departe, nu dă rezultate tactica asta cu înfometatul, pentru că noi trăim cu ajutorul nutrienților din alimente și automat că dacă ne înfometăm, nu avem nici ce să trăim. Deci corpul nostru, chiar dacă ar vrea să ardă grăsimile alea, nu va avea energia necesară să le ardă. Deci noi trăim din energia dată de alimente. Deci e foarte important să mâncăm. Și aici intervine partea cu alimentele sănătoase. Deci, aici avem o aici problemă. Aici intervine partea cu salata cea bună, nu salata de beef. Mă, ce-i cu maioneza? Așa am un pic. Problemă. E bună, ocazional, Doamne ferește, toți o mâncăm, nu e nicio problemă. Dar să nu fie în fiecare zi, știi? Bun. Câteodată unii avem în fiecare zi câte o salată de beef acolo pe stradă. Sau în cazul multora, cât o șaurma cu de toate, pentru că, de ce nu, este destul de bună. Știu cei care au această practică, modul în care să ajungă cel mai repede la un centru de acest gen sau un fast food, i-am zis centru care să sune mai bine. Bun, aflăm acum, Florin, cam ce trebuie să facem și cum începem o dietă. Sau hai să ne mai zicem dietă, că deja împiedicăm în multe lucruri pe care nu le cunoaștem. Cum facem să abordăm un stil de viață sănătos? Cum facem să facem mișcarea corectă? Cum facem să mâncăm totuși, să nu ne înfometăm și să arătăm și bine? Da, exact. Când spunem dietă, ne gândim la un termen limitat. Pentru că, ce zicem, de mâine intrăm în dietă? Nu. De mâine ar trebui să nu intrăm în nimic, ar trebui să, în general, să avem un stil de viață schimbat, sănătos, care să dureze o viață întreagă dacă se poate. Asta include și un aliment mai puțin sănătos, dar în stilul nostru de viață, alimentul ăla nu este la ordinea zilei, nu-l mâncăm în fiecare zi. Poate că, fiind atâtea alimente nesănătoase pe piață, avem o poftă într-o zi. Asta nu trebuie să însemne că în fiecare zi mâncăm prostiile alea. Trecerea de la un stil de viață nesănătos la un stil de viață sănătos ar trebui făcută cât mai lent. Tocmai ce spuneam mai devreme, că șocurile astea culinare n-ar trebui să existe în viața noastră de zi cu zi.
Deci, un om care mănâncă, să zic, nu știu, e obișnuit cu chipsuri, e obișnuit cu dimineața un baton de ciocolată, o ciocolată, o șaurma pe la prânz, o pizza mai târziu, seara niște paste cu bacon, cu cât se poate de multă grăsime, cu prăjeli, cu... Toate chestiile astea vor trebui eliminate ușor, puțin câte puțin. De exemplu, renunțăm la modul de gătire al alimentelor. Din start am eliminat prăjirile, cu care nu știu dacă în ziua de azi oamenii chiar mai prăjesc în ulei mult, cum se făcea odinioară. Sau în untură. Când era bunica mea, când eram mic și bunica mea prăjea în 3 kg de ulei sau, mă rog, te duceai la cineva și cartofii nu aveau gustul ăla la fel de bun dacă nu-i puneai într-o oală mare de ulei. Nu mai facem treaba asta, renunțăm la prăjeli, facem fript, facem copt. Cam astea sunt soluțiile de a găti alimentele. Putem să gătim aceleași elemente, dar moduri diferite. Prima schimbare. După care începem ușor-ușor să schimbăm și alimentele. Adică le înlocuim, de exemplu, integral versus procesat. Suntem obișnuiți să mâncăm procesat pentru că are gust mai bun. Asta e și ideea producătorilor, să facă chestii procesate doar pentru gust, doar pentru aspect, cum ar fi orezul, cum ar fi pâinea, cum ar fi toate celelalte care sunt de două ori mai rele decât astea. Exemplu, pâinea. Ne orientăm spre pâinea integrală, care poate fi și aia la fel de gustoasă, dacă noi ne impunem că, da, domne, pe aia o mănânc pentru că e mai sănătoasă și caut variante gustoase. Celelalte alimente vin din gândirea noastră de a mânca bio. Bio ce înseamnă? Nu știu dacă oamenii își imaginează că bio pur și simplu înseamnă să nu fie procesat, să fie un organism viu, curat, e vorba de cărnuri care n-au trecut prin tot felul de procese, care n-au stat 2 ani de zile cu nu știu ce sosuri, nu știu ce carmangire și așa mai departe. Mâncarea simplă, mâncarea clasică, cea mai sănătoasă. Și de acolo intervin tot felul de combinații culinare, da? Automat. Nu mai gătim cu unt, nu mai gătim cu ulei, nu mai mâncăm pâine albă, nu mai mâncăm paste în cantități foarte mari și cele mai proaste posibile. Ne uităm la firme, ne uităm la tabelul de conținut de nutrienți. Astea sunt schimbările importante. Da, și o foarte mare schimbare pe care o pot face oamenii în viața lor e să înceapă să citească valoarea nutrițională a fiecărei pungi de alimente pe care o cumpără dintr-un supermarket sau orice alt magazin. O practică foarte deloc important. Întâlnită în zilele Deloc. Avem stilul de a ne uita, da, e verde, e frumos, are spirale, mă refer la paste oarecum, și altceva. Ia uite, ciocolata, ce ambalaj, ce leu frumos pe etichetă, l-am pus în coș. Ce conține aia? Poate că are carbit. De unde știi? Poate că are, nu știu, prostie. Poți să știi cum a ajuns pe raft acolo. Trebuie sau să uităm. Multe euri, apropo de celebrele promo-uri în sensul acesta. Eurile, clar. Știi că sunt la ordinea zilei, o mulțime întâlnită în orice fel de pungă. Deci trebuie să începem să ne uităm pe alimente, pentru că din câte știu și să știi că e adevărat, oamenii în ziua de azi nu citesc, producătorii trec acolo frumos tot ce conține alimentul, nici măcar nu trebuie să mascheze astea pentru că omul oricum nu se uită. Noi trebuie să începem să ne uităm, pentru că din câte știu sunt obligați să treacă foarte clar ce conține fiecare aliment. Asta înseamnă că schimbarea vine aici. Deci în modul de a găti, în modul de a începe să citim pe fiecare pungă pe care o cumpărăm. În principiu e bine să ne ferim și de pungi, tocmai asta e, cu o mâncare bio, nu prea vine la pungi sofisticate și așa mai departe, cât mai simplă. De exemplu, alimentele de genul legume, verdețuri, chestii de care vorbeai că vine vara și o să avem o grămadă din belșug și la piețe și în supermarketuri. Astea nu vin în pungi, ei tu vărsate, le pui într-o pungă, alimente bio, simplu. Deci au crescut în pământ, la bunica aia care vinde în piața cu tare și așa mai departe. Carnea, n-o să o vezi cu nu știu ce... Carnea simplă, carnea procesată, clar, vine într-o pungă cu tot felul de substanțe, le zic eu, atât de nașpa sunt. Și ideea e să ne ferim de chestiile care sunt foarte împopoțunate de reclame și așa mai departe. Alea nu sunt bune, deci e vorba doar de reclamă. Noi dacă suntem deștepți, ne dăm seama că tot ce facem e să-i facem cu bani pe oamenii ăia care au inventat tot felul de metode de a ne păcăli. Ne ferim de chestiile astea. Ne axăm pe mâncarea bio. Bun. Deci, la început, dacă am avut un stil de viață dezordonat între ale mâncărurilor și, mă rog, a alimentelor pe care le consumăm, încercăm să găsim varianta cea mai fericită, în sensul în care să renunțăm, pe de o parte, la alimentele astea procesate, hrana exact. Procesată, să trecem ușor-ușor spre ce este verde și sănătos, exact. Cumpărat de ce nu din piață, pentru că, uite, nu trebuie neapărat să mergem în supermarketuri și să alegem un produs frumos ambalat, frumos prezentat,
prezentat și ulterior să înțelegem că se poate mânca și pâine, dar poate fi integrală și nu cea neapărat pe care o găsim. Și aceea poate fi gustoasă, bineînțeles, adică să fim serioși. Sunt alimente bio care sunt foarte gustoase. Doar că trebuie să ne impunem noi să le alegem, să alegem mâncarea bio care, și să ne dăm seama că ea poate fi și gustoasă. Pentru că dacă noi nu ne gândim la chestia asta, nu ne gândim la ce înseamnă natural, ce înseamnă artificial sau ce înseamnă, mă rog, procesat, nu, niciodată nu o să ne punem întrebările, da, aia cum o fi, da, aia cum o fi, da, aia ce valoare nutrițională o avea, nu o să ne punem întrebările astea. Și acolo clacăm și acolo ne întrebăm, da, de ce n-am îngrășat. Încă o chestie importantă este, știi că sunt dietele astea pe care oamenii le aplică, deci ori tendința omului de a nu mânca, a să slăbească și nu merge, pentru că la un moment dat se face foame că ești om și vei mânca mai mult decât ai mâncat înainte, pentru că te-ai înfometat, e simplă teoria, și tendințele astea în care omul mănâncă decât o anumită gamă de alimente, gen dietă cu fructe. E o prostie. Noi suntem niște oameni care trebuie să mănânce câte puțin din fiecare aliment. De ce? Pentru că sunt o mulțime de nutrienți care nu se găsesc doar într-un singur aliment. Deci dietă diversificată neapărat. Și apoi, după ce diversificăm dieta, ne gândim și ce alimente am cuprins în dieta aia diversificată. Și acolo intervine faza de bio versus procesat. Bun. E important totuși să vorbim cu un specialist înainte de toate aceste lucruri, în sensul în care pentru fiecare persoană, așa cum de altfel noi am mai discutat, se aplică acea regulă a unității personale, în sensul în care dacă ne luăm un anume obicei sănătos, îl facem asistat la modul că vorbim cu specialiștii. Și pentru că Florin Oprea a venit astăzi la noi, ne-am făcut temele ca la carte, spun eu. Am rugat un coleg operator să meargă în sala unde el își desfășoară activitatea și i-am aplicat-o la valieră, după care l-am invitat să fie propriul moderator al unui material în care ne explica cam ce putem să lucrăm așa, să arătăm bine. Avem materialul pregătit, colegul meu Silviu Moise l-a realizat și acum noi îl urmărim, după care revenim în platou. Bine v-am găsit! Astăzi o să facem o mică demonstrație despre legătură cu antrenamentul pentru pectorali. Și o să facem un împins la bancă înclinată la 45 de grade cu aceste două gantere, după cum urmează, din poziția de start, cu brațele sus, coborâm și împingem apoi în poziția inițială. Inspirația va fi pe negativ și expirația pe pozitiv. Mișcarea trebuie să fie cât mai lentă și controlată, fără niciun pic de grabă. Mușchii trebuie să simtă fiecare pas al mișcării. Concentrare pe respirație și pe execuție. Un exercițiu bun atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru întărirea zonei pectoralilor. Coborâm cu ganterele, revenim cu ele pe genunchi și jos. Asta a fost exercițiul pentru pectorali. O să facem antrenamentul pentru un exercițiu pentru biceps în felul următor. Avem două gantere, ridicăm câte o ganteră pe rând, da, în timp ce o întoarcem, expirăm și inspirăm. Expirația vine pe ridicare, inspirația vine pe coborâre. Există variantă de a face acest exercițiu cu ambele gantere în același timp. Asta este varianta pe care eu o folosesc cel mai des. Coatele trebuie să stea pe lângă corp. Nu depărtăm coatele de corp. Execuția ușoară. Poziția corpului cu spatele cât mai drept, picioarele apropiate. Repet, execuția trebuie să fie cât mai lentă, poziția cât mai fixă. Mușchiul trebuie să simtă fiecare mișcare pe care o facem. Cam asta este. Revenim cu antrenamentul pentru umeri. Cu aceste două gantere, da?
pornim din poziția asta, cu gantrele sus. Inspirăm în timp ce coborâm gantrele până la nivelul urechii și expirăm în timp ce gantrele ajung în poziția inițială deasupra capului, da? Coborâm și revenim. În general se fac între 10 și 15, 20 de repetări în funcție de rezistența fiecăruia la efort. Gantrele, greutățile se măresc și se micșorează în funcție de puterea fiecăruia și rezistență. Mișcarea cât mai controlată. Respectăm regulile de respirație. Gantra coboară exact până la nivelul urechii, după care împingem și revenim. Este un antrenament foarte bun pentru a tonifia mușchii deltoizi, și anume umerii, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Coborăm și lăsăm gantrele pe sol. O să facem un exercițiu pentru spate. Cu această gantără, într-o mână, piciorul drept, după cum vedeți, l-am pe bancă, mâna dreaptă pe bancă, piciorul stâng este de sprijin, mâna stângă pornim execuția, ridicăm și expirăm. Ne jucăm în această mișcare cu umărul și omoplatul, îl ridicăm și îl coborăm. Spatele lucrează permanent. Lucrăm partea stângă a spatelui. Mișcarea lentă. La fel, între 10 și 20 de repetări. Ușoare, controlate. Un exercițiu perfect pentru tonifierea mușchilor spatelui. Continuăm cu acest exercițiu pentru mușchii tricepsului. Mâna stă în sprijin pe mâna care execută mișcarea. De jos, cu expirație până sus, prin spatele capului. Ne folosim de gantără. Mișcarea cât mai lentă, da? Este flexia antebrațului pe braț. Da? Brațul stă nemișcat, în timp ce antebrațul execută mișcarea asta de coborâre și de ridicare. Aceeași mișcare și cu brațul stâng. Mișcarea lentă. Inspir. Expir. Brațul în poziție verticală, antebrațul în poziție orizontală și verticală. Se mișcă permanent. Prin spatele capului, atenție mare să nu ne lovim cu gantera de ceafă sau de umăr. Cam asta este. La final de antrenament, recomand câteva minute de alergare pe bandă. Eu tocmai ce m-am urcat pe bandă, după ce am terminat antrenamentul, o să dau o viteză de alergare ușoară și o să fac această alergare între 5 și 15-20 de minute în funcție de nivelul fiecăruia de efort. Foarte important, alergarea se face pe vârful picioarelor, nici de cum pe călcâie, pentru a atenua cât mai mult șocurile pe coloana vertebrală și pe restul de articulații, brațele pe lângă corp, și aici mișcarea va fi cât mai controlată pentru a nu apărea diverse accidente. Antrenamentul de cardio este foarte bun după antrenamentul de greutăți, pentru că nivelul de glicogen este deja jos și atacă exact grăsimile de care avem nevoie să scăpăm. În combinație cu alimentație potrivită, este ideal pentru a scăpa de grăsimile care îmi dau bătăi de cap. Dragii mei, astea au fost câteva exemple
de exerciții pe care le puteți face într-o sală de fitness. Unele le puteți improviza și le puteți face chiar și acasă, în confortul casei voastre. Foarte important, antrenamentul trebuie să fie undeva la 3 zile pe săptămână, minim, pentru a considera că, într-adevăr, vă lucrați corpul așa cum trebuie. Foarte importantă și alimentația, pentru că fără ea nu putem face nimic. Prin urmare, e important să avem o viață plină de sport și să venim la sală. Toate cele bune, la revedere! Da, ați văzut, e foarte important să venim la sală, adică oricât de mult ne-am agitat și stresat să găsim dieta perfectă, important este ca la un moment dat să găsim și modul corect în care realizăm exercițiile la sală. Tocmai de aceea avem nevoie de sfatul specialiștilor, pentru că așa putem da rezultate. Ați văzut că Florin s-a descurcat destul de bine la acest experiment al nostru și cu această ocazie îți vom lansa așa invitația să faci mai multe materiale și să le arătăm celor care ne urmăresc, pentru că ați văzut că sunt destul de frumoase și de bine lucrate, astfel încât noi la un moment dat să putem înțelege ceea ce trebuie să facem și cum să facem, astfel încât tot să fie corect. Am discutat la început despre modul în care trecem de la o alimentație dezordonată către una în regulă. Am vorbit puțin despre exercițiile pe care le-am văzut mai devreme, câteva dintre ele, evident, paleta este diversificată și cuprinde așa mai multe lucruri în plan general. Vreau să te întreb cât de important este să nu... Bine, acum o să creadă lumea că facem această prezentare pentru a încuraja ca tot ceea ce facem să facem cu specialiști. Nu spune nimeni să nu mergi în afară, în aer liber, să alergi. Nu spune nimeni de altfel să te duci să te antrenezi singur, dar trebuie să ai grijă, pentru că antrenamentele care nu sunt corect asistate, efectuate, pot fi, da, la un moment dat... Pot feri accidentări. Da, pot fi fatale, Doamne ferește. Da, pentru că exemple sunt... Eu am dat niște exemple cu anumite greutăți în sala de fitness. Bineînțeles, se pot face și afară, se pot face. Bineînțeles că nu oprește pe nimeni, nu opresc eu pe nimeni să alerge în parc sau ceva de genul ăsta, care bineînțeles e foarte sănătos. Combinat cu antrenamentele de tonifiere e mult mai sănătos, dar orice adaptare la stilul de viață sănătos e binevenit în corpul oricărui om. Foarte important la atenție la accidentări, atenție la cum se execută exercițiile dacă vorbim de sala de forță, pentru că sunt multe exemple acolo de oameni care ridică anumite greutăți în anumite poziții, chiar dacă el, acel om pe care îl vezi, le poate face corect și nu suferă niciun fel de complicație. Noi când mergem și nu știm despre ce e vorba, nu suntem pregătiți muscular, articular și așa mai departe, o fracțiune de secundă cu o greutate mare și o greșeală minoră poate însemna o afecțiune majoră la nivelul corpului nostru. Și e foarte important. Vorbim de genoflexiuni, vorbim de antrenamentele cu gantelele undeva sus deasupra capului, de unde, Doamne ferește, pot apărea tot felul de complicații. Deci, mare atenție! Cam pentru asta aș recomanda să se aleagă un asistent, un instructor, un antrenor care să te îndrume cel puțin la început. Pentru alții este o motivație să ai un antrenor, este un stil de a te antrena cât mai intens și cât mai corect pe o durată mai lungă de timp. Pentru alții este o modalitate de a începe un stil de viață total diferit și a învăța cel puțin la început cele mai bune metode de a executa anumite exerciții. Pentru că, de exemplu, în afară de faptul că a devenit deja un must have, așa, să ai un antrenor personal, am auzit eu o expresie, eu fac cu PT. Da. Era o replică celebră, da, pe care am auzit-o nu de mult în sala de fitness. Personal trainer, bănuiesc că s-a prins toată lumea. Bun, important este că noi putem face sală. Mișcarea în orice formă este ok, adică poți să mergi să alergi pe bandă, pe bicicletă, să faci abdomene, dacă acasă nu ești cumva motivat să spui, pentru că îi vezi pe alții și e totul așa foarte bine organizat acolo, dar e posibil la un moment dat să vezi că după ceva vreme nu stagnezi sau nu ai rezultatele dorite acolo unde trebuie. Eu știu, fie că vrei să scapi de burtică, fie că vrei să ai un picioare sau să ai picioare tonifiate sau un posterior pentru
fete bine lucrat. Sunt foarte multe aspecte ce țin de modul în care ne antrenăm corect. Sunt câteva întrebări pe care aș vrea să ți le adresez la modul fulger, în sensul în care sunt întrebări pe care le adresează cei care probabil ne urmăresc în acest moment, la modul: nu mâncăm după 6 seara, e corect? Sau nu mâncăm cu nu știu câte ore înainte să mergem la culcare? Da, exact, a doua. Asta cu nu mâncăm la o anumită oră n-are nicio legătură cu un stil de viață sănătos sau cu îngrășatul sau slăbitul. De ce? Pentru că noi dacă mâncăm o prostie, nu contează ora. Înțelegi? Ea are același efect în organism. Într-adevăr, spre seară metabolismul este mult mai încetinit. Da? El procesează mult mai lent acei nutrienți și e clar că nu se vor consuma și probabil că se vor depune. Problema e că dacă noi mâncăm niște alimente potrivite, în funcție de dimineață, prânz, seară și așa mai departe și după amiază, și ne le alegem corect, seara, că vorbim despre seară, alimentele alese corect, de exemplu, legumele niciodată n-or să ne îngrașe. Într-adevăr, este vorba că fructele îngrașă după o anumită oră, pentru că, dar depinde și de ora la care ne culcăm, depinde și de ora, pentru că acum oamenii sunt diferiți. Nu mai merge toată lumea la 8 să doarmă. E clară treaba. Deci acum 6 pentru mine poate să însemne diferență de 10 ore până o să mă culc. Pentru alții poate să însemne diferență de 3 ore până o să se bage la somn. Cei care se culcă cu găinile, cum să spun. Exact. Și așa mai departe. Depinde de ce job avem și așa mai departe. Deci e vorba de respectat doar să nu mâncăm cu una, două ore înainte de culcare, pentru că intrăm într-o hibernare și nu trebuie să intrăm cu stomacul plin. Una la mână ne trezim foarte rău, pentru că nu poți să... Automat, digestia nu se mai face la fel de bine pe parcursul nopții. Ești undeva într-o stagnare din asta la capitolul digerare. Și cam asta e de respectat. În rest, după ora 6, după ora 7, după ora 4, 3, nu contează. Ideea e să nu mănânci înainte de culcare cu una, două ore și să mănânci alimente sănătoase seara, alimente slabe în carbohidrați. Mulți spun că dacă mănâncă pe seară spre finalul zilei fructe, e ok, pentru că fac diferența, spre exemplu, între a mânca un hamburger, să zicem, da, și 5 sau 6 mere sau eu știu. Da, niște diferențe proaste. Fructele nu se mănâncă seara pentru că au fructoză, au un zahăr care e mult mai natural decât zahărul procesat, categoric. Au vitamine și așa mai departe, care sunt foarte benefice, dar pe lângă asta, repet, au fructoză și nu se mănâncă seara pentru că noi suntem cu corpul destul de obosit, deja extenuat și el nu mai e în stare să proceseze zahărul ăla, pentru că pur și simplu nu mai facem efort. Seara de obicei ne ducem către a sta în pat, către a ne relaxa, către a ne odihni după o zi, mă rog, depinde de persoană, dar de obicei o zi extenuantă. Și de preferat fructele se mănâncă în prima parte a zilei, până la jumătatea amiezii, ca să zic așa. Cam asta ar însemna teoria despre fructe. Și restul de carbohidrați, care înseamnă tot glucide, care în corp au tot efectul ăsta de energie, la fel, în prima parte a zilei. Toate chestiile astea se mănâncă în prima parte a zilei, cu o excepție, depinde de oamenii care se antrenează, atunci fiind consumul de energie foarte mare, putem include și o masă după sau înainte, cu niște carbohidrați, pentru că automat o să-i consumăm, pentru că ne antrenăm. Deci ne putem antrena seara, există varianta asta. Deci noi trebuie să ne raportăm la nivelul nostru de energie și de efort. Avem efort la ora respectivă? Da. Putem mânca un fruct, bineînțeles, pentru că ne ajută, ne dă energie și noi o consumăm. Nu facem niciun pic de efort, automat nu mâncăm alimente care ne dau energie pentru că nu le putem consuma. Deci toată treaba e foarte logică. Și de asta trebuie ca oamenii să se orienteze un pic, să aprofundeze chestiile astea, să știe exact în mare, nu e foarte greu, cam cu ce se mănâncă fiecare aliment și cam ce efect are în organism. Bun, și vreau să mai discutăm apropo de persoanele acelea care, mă rog, spun și ne pot confirma, apropo de dietele pe care le-au urmărit. Sunt câteva celebre, nu știu, îmi vine în minte Ducan, Rina și așa mai departe. De altfel, cunosc persoane care chiar au slăbit cu anumite diete de acest gen, dar e o, cum să zic, o pantă, o punte foarte subțire între aceste aspecte, în sensul în care dacă te oprești din dieta respectivă, e posibil să pui mai multe kilograme se decât aveai înainte. Și asta. Cum anume trebuie să procedezi? Dietele astea e clar că sunt făcute la general. Cel care a făcut dieta aia întotdeauna va avea rezultate de la clienții care sunt supraponderali și automat că orice schimbare
cât de cât în bine în viața lor, va aduce rezultate fizice. E clară treaba asta. Problema este în momentul când omul va depăși situația în care a slăbit puțin și vrea să aibă rezultate mai departe și dieta asta nu mai dă niciun pic de rezultate și el se întreabă de ce și, bineînțeles, de ce? Pentru că dieta n-a fost personalizată, n-a fost pe tipul lui de metabolism, pe tipul lui de structură, pe tipul lui de nevoi, pe tipul lui de efort fizic. Habar nu are, Dukan, ce tip de efort fizic faci tu? Bineînțeles, e făcută pentru toată lumea. Deci, la general, se poate începe cu ea, dar mai departe va trebui să te orientezi către o dietă personalizată, pentru că fiecare om e diferit. Și automat că aia e o dietă generală, nu personalizată. Bun. Florin, îți mulțumesc foarte mult. Din păcate am ajuns la final. Avem foarte multe întrebări. De altfel, vă așteptăm întrebările voastre pe redacția@ploieștiunutv.ro sau pe Facebook, spre exemplu, Ploiești TV, sau de ce nu Cristi Georgescu pe Facebook, Florin Oprea pe Facebook, acolo unde puteți să-i adresați o grămadă de întrebări, să vorbiți cu el. Și noi îți adresăm de altfel invitația de a mai veni aici și de a mai face câteva exerciții, pentru că sunt exerciții de care noi avem foarte, foarte multă nevoie și pe care, dacă le efectuăm corect și dacă luăm sfaturile așa cum sunt ele bune de urmat, cu siguranță vom avea rezultate bune. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru prezență. Ce să vă zic, aveți mare grijă ce mâncați, pentru că mâncăm ceea ce suntem și, practic, mișcarea ne schimbă foarte, foarte mult. Rămâneți cu Ploiești TV și vă promit și multe alte emisiuni de acest gen, care de altfel sunt foarte interesante. Sunt Cristi Georgescu, rămâneți cu Ploiești TV. La revedere!